Mulțumesc în primul rând pentru amabilitatea de a fi prezenți la această conferință de presă de această dată pe teme de sport. Așa cum spuneam în repetate rânduri, problemele din municipiul Hunedoara sunt rezolvate pe rând. Dacă am trecut de la aplicația pe fonduri europene cu diverse proiecte și am beneficiat de sprijinul presei de a explica populației ce vrem să facem, la bugetul local, la lucrările care le avem, la evenimentele de la Castel, atât că de această dată vine rândul sportului, mai precis al fotbalului. Precum știți, în 2016, din cauza unui management defectuos care era atunci la clubul FC Hunedoara, a trebuit să pornim de la zero, să continuăm activitatea fotbalului în Hunedoara, o activitate atât de 100 de ani, prin crearea unui nou club de fotbal, care se numește Club Sportiv Hunedoara, deocamdată, până vom reuși preluarea numelui de legendă Corvinu Hunedoara. Am promovat în Liga 3-a, avem deja un centru de copii și juniori foarte puternic, inclusiv un parteneriat cu Farul Constanța, cum se numește acum, și școala de fotbal Gheorghe Hagi. Pasul următor pe care dorim să-l facem începând de acest moment este accederea în Liga Secundă. Suntem pe punctul de a anunța cine este câștigătorul licitației pentru studiul de fezabilitate al noului stadion și în aceste condiții încercăm și noi să anticipăm cumva construcția noului stadion prin prezența într-o ligă superioară. Pentru aceasta, în cadrul conferinței de presă de astăzi, am invitat noi parteneri cu care vom lucra. Este vorba de o societate care se ocupă de marketingul sportiv, societate care va gestiona aducerea unui lot de jucători la clubul CS Hunedoara. Societatea este reprezentată de Bogdan Apostu, fost jucător la Corvinu Hunedoara și în prezent se ocupă de acest marketing sportiv, și de Decebal Gheară, care este lângă el. Rolul lor este tocmai acesta de parteneriat între cele două entități, societatea lor și primăria Hunedoara. Lăsăm profesioniștii să se ocupe de alcătuirea lotului, se vor ocupa strict de echipa de seniori. Clubul de juniori este, ca să zic așa, o entitate separată de care ne vom ocupa noi în continuare și acolo intenționăm să mărim grupele de copii și juniori, mai ales că, și aici îl avem pe Sorin Cimpoca, președintele clubului, îmi spune că deja există un număr mare de copii și juniori care doresc să vină la club și vom mai înființa și alte grupe. Alături de mine totodată se află domnul Remus Vlad. Cu siguranță iubitorii fotbalului, iar dumneavoastră chiar sunteți specialiști în acest sport, îl cunoașteți. El este din acest moment reprezentantul primarului în Consiliul de Administrație alături de Ioan Andone. Cu Ioan Andone am vorbit dimineață pe WhatsApp despre toate problemele astea. Și totodată Remus Vlad este angajat la cabinetul primarului pe problemele de sport din municipiul Hunedoara. Deci nu lucrăm și nu creăm imagine doar de dragul de a crea, ci pur și simplu el va fi angajat pe cabinetul primarului ca și consilier pe probleme de sport și, așa cum am spus, reprezentantul primarului în Consiliul de Administrație. De asemenea, Dan Colesniuc, îl cunoașteți, care se ocupă de întregul complex sportiv, de întreținere și administrare și, evident, se va ocupa de ceea ce va însemna și stadionul nou. Iar alți doi domni care au venit împreună cu firma aceasta de marketing, este vorba de noul antrenor pe care îl propun dânsii, de domnul Maxim, care și el a fost jucător la Corvinu Hunedoara și a promovat de curând cu echipa Schellenberg în Liga Secundă, nu? Da. Liga Secundă. Și un domn cel mai tânăr dintre noi este un jucător
bun, un jucător foarte bun, e adevărat, mult mai bun decât ce există în Liga 3, a făcut cumva un pas ca să ne ajute, este propus tot de firma de impresariat, este vorba de domnul Arnautu. Eu mai multe nu vreau să spun, pentru că nu eu trebuie să ies în evidență, în evidență trebuie să iasă cei care vor face această construcție și vreau să las pe Bogdan să explice de unde a pornit ideea și care este finalitatea acestei munci pe care dorim să o începem împreună. Da, bună ziua tuturor! Mă bucur foarte tare că mă pot afla astăzi aici, în fața dumneavoastră. Îi mulțumesc în primul rând domnului primar pentru această oportunitate. Din punctul meu de vedere, visele nu se cuantifică în bani. Am spus mereu lucrul ăsta. Hunedoara este orașul meu natal, este orașul din care am pornit spre fotbalul mare. Consider că am performat atât din punct de vedere al carierei de jucător, cât și prin prisma numărului de transferuri efectuate în fotbal românesc. Faptul că am făcut cel mai multe transferuri din fotbal românesc în ultimii 4-5 ani este o certitudine și mă bucur că pot să fiu parte integrantă din acest proiect. Așa cum am spus-o, consider că atât eu cât și Decebal avem cumva o datorie morală față de Hunedoara. Principala mea, practic prioritatea numărul 1 este să creăm o echipă competitivă și veți vedea că așa va fi, n-am nicio emoție în sensul ăsta. Dacă vreți, putem să asimilăm cumva acest proiect cu ceea ce am făcut la UTA Arad în ultimii ani și cred că este suficient de relevant. În momentul în care m-am implicat la UTA, era o echipă cumva în degringolad, aflată pe locul 13 în Liga Secundă, mult mai aproape de retrogradarea în Liga 3, iar acum, după 2 ani, în primul rând a promovat în Liga 1 de pe locul 1, cu cele mai multe puncte obținute, iar sezonul trecut a avut cea mai bună clasare din istoria clubului în ultimii 46 de ani, locul 8 în Liga 1 și prin prisma performanței sportive a atras peste 3 milioane de euro doar din drepturi TV. Deci, până la urmă, omul sfințește locul. E foarte important să înțelegem lucrul acesta. Din punct de vedere sportiv, îl propunem pe Florin Maxim pentru a fi antrenor principal. E clar că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este singurul antrenor din România care nu are nicio înfrângere meciurile de seniori. Nu cred că s-a mai întâmplat vreodată lucrul ăsta în istoria fotbalului românesc. Peste un an și jumătate la Schellenberg, cu zero înfrângeri. Cele mai multe puncte obținute dintre toate cele 100 de echipe ale Ligii a 3-a. Deci e clar că nu mai are nevoie nicio prezentare. Florin a avut mai multe oferte, dar a ales Hunedoara și el, la fel ca și noi, nu pentru bani, pentru faptul că este și el de aici din zonă, a jucat și el la Corvinu și discutăm puțin despre Corvinu, este, cum să spun eu, asta m-a atras cel mai mult la proiectul ăsta, pe lângă faptul că e vorba de Hunedoara, îmi doresc foarte tare să readucem Corvinu acasă, pentru că e brandul principal sportiv al acestei zone și cred că Hunedoara merită în primul rând o echipă în Liga Secundă, cel puțin în Liga Secundă, precum și numele de Corvin. Mai departe, Sergiu Arnăutu, un atacant care a evoluat în ultimul sezon la Petrolul Ploiești și Concordia Chiajna, un jucător care nici el nu are nevoie de vreo prezentare, un goalgetter născut, are peste 30 de goluri marcate în ultimii 3 ani la nivelul Ligii Secunde. Se înhamă și el cu noi la acest proiect și vă vom prezenta în perioada următoare și alți jucători. Am început cu Maxim și cu Sergiu, tocmai pentru a înțelege că este un proiect serios, un proiect pe termen lung. Obiectivul este clasarea pe primele două poziții în acest sezon. Obiectivul clar impus este promovarea în următoarele două sezoane, fără o presiune neapărată pe primul an, dar din punctul meu de vedere nu am venit aici pentru mediocritate, nu ne putem propune decât să fim pe unul dintre primele două poziții la finalul acestui sezon și vom fi, pentru că de fiecare dată când ne-am implicat într-un proiect am reușit. Mai departe, dacă aveți dumneavoastră întrebări, vă stau la dispoziție. Eu zic că le întrebările la urmă și să lăsăm și pe Decebal să ne spună câteva cuvinte. Chiar dacă Bogdan a vorbit în numele societății, Decebal este și el un produs al fotbalului hunedorean. Sunt băieți tineri și ei au dorit, de fapt,
cu orice risc să se întoarcă cumva, să întoarcă ceva fotbalului din Hunedoara. Da, bună ziua. La fel, cum a spus Bogdan, aparținem locului. Eu am făcut junioratul aici, am debutat la echipa mare, am fost chiar la lotul național când era la juniori. Max la fel. Suntem oarecum datori orașului și eu zic că în momentul de față chiar ne pricepem, cunoaștem fenomenul și o să facem tot posibilul ca echipa să promoveze de la an la an. Mă bucur că l-avem și pe domn profesor Remus Vlad, care am făcut împreună lucruri frumoase în Liga a doua când a fost antrenor aici. Țin minte că pe mine personal m-a promovat, am fost căpteanul echipei când a fost dânsul antrenor. Mă bucur că putem lucra împreună, chiar dacă eu m-am lăsat, dânsul s-a lăsat de antrenorat. Ce să zic, pentru performanță am venit și eu sper că asta vom face de acum înainte. Mulțumesc, domnul Maxim. Vă mulțumesc și eu tuturor care ați venit la această conferință. Despre noul proiect, sunt sigur că ce a fost, îi mulțumesc lui Bogdan, ce a fost, a fost. Celimbor a fost un capitol, l-am încheiat, l-am dat deoparte. Ne înhămăm la o muncă, aici nu că ar fi o presiune în plus, că la fotbal tot timpul ești sub presiune, dar, cum au spus și Bogdan și domn primar și Decebal, noi am jucat aici și cumva ne obligă chestia asta să facem performanță. Și noi ne propunem să facem o echipă competitivă, să fim în primele două locuri anul acesta, să mergem la baraj și, dacă se poate, să și promovăm. De asta am și venit aici. Dacă vreți să facem o paralelă, în momentul în care, la fel, în aceeași formulă cu Decebal și cu Bogdan, am fost și am intrat în vestiarul echipei de la Celimbă și le-am zis, zic, eu am venit aici să reușesc, cu voi sau fără voi. N-a fost o chestie premeditată, așa mi-a venit, pur și simplu. Și n-a fost, că după aia am stat și am dezvoltat cu ei, cu jucătorii. Le-am spus, zic, sunt un antrenor tânăr, am plecat de acasă, pentru asta vin, vreau să fac performanță, știu că trebuie să nu ard niște etape, am început, nu știu dacă știți, am început la voluntari, după ce m-am lăsat de fotbal, obligat, la 35 de ani, am avut operație la genunchi. Am început cu copii și juniori, adică cumva înțeleg și jucătorul tânăr, am fost și secund la Liga 1, înțeleg și jucătorul cu personalitate, asta îmi place, să mă înconjor de, până la urma urmei, că la fotbal trebuie să ai jucător cu personalitate și trebuie să închegăm un pic tinerețea cu experiența. Mai multe, sunt sigur că ușor nu va fi, e o echipă în formare, dar de asta ne ocupăm noi, sunt niște jucători peste nivelul Ligii a treia și vă spun lucrurile astea pentru că și jucătorii pe care îi vom aduce au fost propuși și mi-aș fi dorit și eu dacă rămâneam la Celimbor în Liga a doua. Deci sunt niște jucători de certă valoare. Da, mulțumesc. Cred că ar fi interesant să-l ascultăm și eu l-aș asculta în premieră pe tânărul jucător care însoțește la această conferință de presă, te rog. În primul rând, bună ziua, mă bucur să fiu în fața dumneavoastră. Am venit cu gânduri bune, am întâlnit oameni dornici de fotbal și profesioniști și eu sunt foarte încrezător și am venit cu inima deschisă și cred că vom reuși să ne atingem obiectivele, cu siguranță. Am găsit un proiect nou și cu toții, cum a zis și Mister, trebuie să ne învămăm la muncă și nu avem cum să nu reușim. Da, mulțumesc. Sorine, tu în calitate de președinte al clubului, știți că organizarea clubului nostru este puțin mai diferită față de ceea ce se întâlnește în țară. El se află, are personalitate juridică în subordinea Consiliului Local. Practic, nu există instabilitate financiară, nu poate să existe, că altfel a încălcat legea finanțelor publice, suntem obligați să avem toți banii prinși în buget. Este o muncă foarte serioasă, suntem controlați de Curtea de Conturi, până acum nu am avut absolut nicio problemă și continuăm și munca aceasta cu Sorin Cipoca, care este chiar de la începutul înființării clubului din 2016, te rog. Da, mulțumesc, domnul primar, bună ziua tuturor.
Eu mă bucur ca și președinte al acestui club că avem asemenea parteneri începând de astăzi. Așa cum Hunedoara a guvernat sub motoul acasă la Hunedoara, cum se spune, ne bucurăm că foști jucători și împreună cu domnul profesor, care reprezintă foarte mult pentru fotbalul hunedorean, alți tineri care au fost și au jucat la Corvinu și sunt și hunedoreni, s-au implicat în acest proiect de anvergură, care sperăm că va aduce și sunt convins că va aduce multe rezultate în viitor. Mă bucur că au acceptat această propunere a noastră, a domnului primar, pentru a ne reprezenta și putem să vă spunem că suntem pe un nou parcurs, pe un nou drum al dezvoltării clubului nostru. Eu le urez mult succes în continuare, bine au venit, au revenit de fapt la Hunedoara, că sunt, marea majoritate sunt hunedoreni și împreună vom munci ca să putem accede spre Liga a doua. Da, mulțumesc, Dane. Dan Coleznuc este cel care ne-a ajutat de la început. El este și angajatul primăriei. Bună ziua! În calitate de angajat, dar și ca fost jucător, m-am simțit și eu obligat și în același timp și cu mare plăcere să ne îndreptăm, ca să zic așa, privirile spre o formațiune mai profesionistă și aici mă refer la Bogdan și la Decebal, care lucrând la acest nivel, am zis eu că ar fi pentru Hunedoara, ar fi cel mai bine să fie alături de noi în momentele astea. Și aducând la cunoștință domnului primar, a fost bineînțeles de acord cu ideea și a zis să-i dăm drumul la acest proiect. Mă bucur că a luat amploare și le doresc din tot sufletul colegilor succes, pentru că altfel eu am încurcat-o, eu sunt cel care am venit cu ideea. Dacă va fi bine, va fi bine, dacă va fi rău, eu sunt țapul ispășitor. Va fi bine, da. Da, eu știu sigur că va fi cred bine. Că va fi bine, primarul iasă în față, dacă va fi rău pe Coleznuc, îl dau afară. Corect. Bun, și ultimul, de evident, cel din urmă, este cea mai importantă personalitate din mișcarea sportivă, din municipiul Hunedoara sau una dintre cele mai importante, ca să fiu corect, cetățean de onoare al municipiului Hunedoara, domnul Remus Vlad, mă uit la Ama cu siguranță și Nicu și tu știi că nea Remus este primul jucător care a plecat de la Corvinu și a jucat la o echipă de top național și internațional, FC Argeș-Pitești, când era capitanul echipei FC Argeș cu Dobrin în teren. L-am convins pe nea Remus să vină, fiind în pensie și fiind foarte liniștit acasă și am zis, nea Remus, stai acasă, hai să ne apucăm de treabă. Dacă vă aduceți aminte, la fel am avut putere de convingere când am făcut FC Hunedoara împreună cu Mihai Leu și l-am adus pe nea Gelu Simoc Fierta și l-am pus președinte de club și am făcut treabă foarte bună. Cum nea Remus va avea practic putere de decizie alături de Sorin Cipoca, fiind și dânsul angajat, așa cum am spus, pe cabinetul primarului pentru problemele de sport și totodată membru în Consiliul de Administrație ca reprezentant al primarului. Vreau să ne spună și dânsul câteva cuvinte. Da, eu am rămas la urmă, dar nu vreau să fiu ultimul. Cel mai important. În sport, în general. Sigur că am îmbrățișat această idee, acest proiect pentru dezvoltarea fotbalului în Hunedoara, mai ales că anul acesta sărbătorim 100 de ani de la înființarea clubului. Și ar fi plăcut ca echipa să pornească în aceste obiective, în acest proiect practic, care e foarte atrăgător, foarte tentant. Și bineînțeles că, cum să spun, alături de alte realizări făcute în Hunedoara, eu cel puțin vin, sper acum mai des, mai rar am venit, cam 2-3 ori pe an la Hunedoara, revenit la Hunedoara și am observat de la fiecare dată că se schimbă ceva, se schimbă ceva.
vă spun că încă n-am făcut primii pași pe pietonală. Încă nu i-am făcut. Pentru că adresa Ocolesc e și interzis pe acolo. Dar asta reprezintă unul dintre cele mai serioase motive de a orașul de a se dezvolta și din alt punct de vedere, în speță din punct de vedere fotbalistic. Sigur că eu reprezint, să zic, chiar dacă toți cei care sunt, au fost amintiți aici și au vorbit, toți mi-au fost elevi, au trecut prin mâna mea și face plăcere când îmi spun, dar știți, atunci ne ziceați, alo, la ce oră trebuia să fii, sau mai știu eu. Mă rog, cert e că acest proiect trebuie să reușească, iar după cum vedeți că aud printre altele că se va lua decizia pentru a construi un nou stadion. Ar fi excelent. Adică Hunedoara, din câte știu, este un municipiu cu foarte multe realizări în clasamentul municipiilor din țară. Și sigur că sportul, fotbalul nu trebuia să lipsească. Așa că toți antevorbitorii de aici m-au determinat să nu mai bifez sau le-am bifat problemele care ei le-au realizat. Atâta vreau să vă spun că mi-a făcut mare plăcere în momentul când domnul primar mi-a solicitat această colaborare. Sigur că cu vârsta are, cum să spun, calitățile și defectele ei. Defecte în sensul că mișcarea este foarte necesară, dar devine din ce în ce mai greoaie în ceea ce mă privește. Dar dincolo de asta, tinerețea celor care sunt aici și care s-au angajat că doresc să aducă Corvinul din nou în prim planul fotbalului românesc, chiar dacă este chiar ca obiectiv promovare în Liga a doua. Deocamdată, că probabil cine știe ce pretenții o să mai fie din partea oficialităților. Da. Dar vreau să vă spun că în încheiere că mi-a făcut mare plăcere și cu drag am îmbrățișat proiectul acesta. Așa cu cât mai mă pricep și eu și să, cum să spun, din experiența mea de viață, să împărtășesc cu tinerii, acești tineri care s-au angajat, fiind hunedoreni, deci nu poate să fie decât o echipă de o intenție foarte serioasă și care trebuie să reușească. Așa că, ce să zic, o datorie, că, cum spunea Bogdan, e o datorie a noastră, a hunedorenilor, în principal să facem tot ce putem să realizăm acest obiectiv, care este locul 1 sau 2, sau mai încolo, după încă un an cel puțin, pentru că e un proces greu de construit acum, un proces de transformare, aducere, acomodare, omogenizare, sunt foarte multe situații de genul acesta, dar am încredere în Bogdan și Decebal și în Maxim și în președinte că vor face tot ce este posibil ca să realizăm obiectivul. Deci eu public vă mulțumesc, domnule primar, pentru invitație și cu drag o să colaborăm în ideea hunedoreană. Mulțumesc, domnul profesor. Ideea este că noi vorbim de primele două locuri, pentru că conform regulamentului, echipele de pe primele două locuri merg la meciul de baraj. Și atunci, ori ești pe locul 1, ori ești pe locul 2, vei putea susține barajul de accedere Liga Secundă. Iar cum proiectul este pe 2 ani de zile, clar, dacă nu din primul, dintre al doilea an, trebuie să avem promovarea. Noi încercăm din primul și am și explicat cum stau lucrurile. Dacă dumneavoastră aveți întrebări... Domnul Maxim, câți jucători din lotul vechi rămân?
Am chiar aseară ne-am întâlnit cu domnul președinte și am pus pe, pe foaie. Nu pot să dau un număr. Pot rămâne toți. Ei sunt în jur de 7 jucători plus încă 3 juniori. Îi vedem la antrenamente. V-am zis, nu e genul meu să renunț la jucători și la oameni dacă ei corespund. Da, dar din lotul vechi, mă scuz, de fapt, au mai rămas 7. Da. De acolo se pornește. Frat, Strășcan, Da. De acolo se pornește. Exact. Ai documentat, ai fost la antrenament sau? Nu are memorie. Nu crezi și o presă sportivă. Da, vă rog. Acum eu mă bucur pentru faptul că ați revenit la Unedoara despre voi. Eu împlinesc anul acesta, luna septembrie, 40 de ani de meserie. Da, tu ai rămas că ne-a sărbit cerbul fiertat în presa sportivă. N-am scris despre niciunul decât de bine și mă gândesc că să facă în continuare tot de bine. Mă bucur că îl văd pe domnul Vlad aici și chiar am discutat vis-a-vis de acel eveniment 100 de ani de fotbal și cred că o să fim cu toții bucuroși. Dacă în primul meci pe care o să-l aveți, o să aduce și o victorie înainte de debutul acelui eveniment. Nu vreau decât să vă urez succes, mă bucur că este Bogdan, mă bucur că se plece Balcu, că a venit și maestrul aici și domnul primar a jucat fotbal și știe foarte bine ce înseamnă asta. O să vreau să cred că peste 2 ani de zile o să mai pot să comentez pentru Liga a doua de la Hunedoara. În rest, nu mă iubim. Vei comenta de anul viitor. Doamne știu. Da, dacă mai... Ca o chestie personală pentru Neremus. Sunt aici 4 generații de fotbaliști foarte buni. Sper să fie așa 5 ani. Cu Sergio Arnăut aici. O întrebare oarecum personală. De curiozitate așa îmi dau și o părere despre fotbal de niște ani buni. Ați apucat să lucrați cu Dobrin, cu Prepunger, cu Barb, nume mari, Rabu, Moldeanu, cine mai erau pe acolo. Din păcate nu mai sunt. Nu mai sunt, din păcate. Jercan, Sprindon, Niculescu, mulți. Ați prins acea echipă mare, cu Dan Culizniuc aici de față, cu Rednic, Andone, Canfier, tot ce mulți. Care vi s-a părut mai bună? Argeșu sau Corvinu? Ce întrebare. Fiecare generație are performanțe. Sigur că în perioada aceea, anii 70, normal că provincia era într-o luptă permanentă cu capitala pentru ocuparea primului loc. Noi am prins o perioadă bună, închegându-se un lot cu jucători deja maturi, în jur de 23-24 de ani, și ne-am propus să ne luptăm cu cei din capitală. Am reușit anul acela și, bineînțeles că atu mare a echipei noastre, chiar dacă noi eram un grup foarte unit și fără falsă modestie, dar zic valoros, vreau să vă spun că Dobrin era cel care atrăgea lumea în tribună, era cel care decidea, era un jucător care făcea diferența. Acum, care sunteți un pic mai aproape de vârsta mea, vă aduceți aminte, poate, era un jucător excepțional. Adică la nivelul, să zic, al lui Hagi, al lui, eu știu, altor jucători care au fost în diferite generații. Mă rog, acum să trec la partea asta, la alta a Corvinului. Sigur că perioada frumoasă pentru mine, pentru amintirea mea din activitate, a fost când directorul general Trotuș, pe vremea aceea, a trimis o armată de nu știu, însoțitori sau nu știu cum să le spun, la cei care au venit să mă curteze. Au plecat de la ideea, lungesc prea mult vorba? Au plecat de la ideea că Hunedoara trebuie să aibă, să facă performanță, să aibă o echipă de fotbal la cel mai înalt nivel. Probabil că alții sunt ambiționați și astăzi, dar ideea a fost atunci promovarea și aducerea, închegarea unui lot ca să putem să promovăm. Sigur că
Eu am fost primul care am venit, chiar imediat după un an, doi de la câștigarea campionatului, deci eram campion al României și ceva internațional. Și am venit, am fost invitat, m-am lămurit până la urmă. Mi-a zis că să ești hunedorean și trebuie în jurul tău să se strângă un grup de jucători care să corespundă pentru performanță, pentru promovare. E adevărat că am fost primul care a venit, care fusese în campion și fusese, mă rog, jucam la cel mai înalt nivel și dânsul îmi spunea, dacă vii, când o să mergem să intrăm în contact cu alți jucători să-i transferăm, o să te dăm exemplu. Campion al țării, mă rog, coleg cu Marele Dobrin, a venit la Hunedoara și deci s-a creat acel început. În același timp au apărut după aceea. Primul a fost Radu Nungveler, după aceea a fost Dimitriu Patru, după aceea mai târziu a apărut Lucescu și sigur că prin spatele porților și pe la ușile noastre, de la stadion, erau câțiva tineri care erau foarte curioși să vadă cum arătăm, cum ne antrenăm și așa mai departe. Și e vorba de generația de aur a Hunedoarei. Este vorba de ele aici, Dan Colesniu, dar ceilalți, Frunte cu Romică Gabor, care ce performanță a realizat în Australia cu juniorii, fiind după Maradona cel mai bun jucător al lumii. După aceea, sigur că pleiada de tineri, Dumnezeu să odinească, Mișa Klein, Nicșa, Băietuș, Petcu, mă rog, Rednic, bineînțeles, Mateo, Andone, da, sigur că îmi scapă, mie îmi patinează memoria, dar dacă stau liniștit și mă gândesc mai așa, mi-aduc aminte. Cert e că acești jucători au crescut printre noi. Noi eram jucători cu experiență, iar ei au fost mereu promovați printre noi în echipa de senior. Acum, problema era că la un moment dat trebuia să schimbe și ceva în modernism, să zic așa, din fotbal și trebuia să fie o conducere tehnică tânără, cu cunoștințe, cu experiență de campionate și sigur că în același timp am devenit culmea, jucător și antrenor la un moment dat și eu și Lucescu eram în teren. Sigur că eu am mai târziu au trebuit să mă retrag, că cineva trebuia să stea pe margine și să conducă cel puțin administrativ, între ghilimele, de pe bancă. Cert e că s-a creat a doua generație, să zic așa, eu trecând prin variante vechi, fiind copil ca ei la rândul meu și îl vedeam pe Zapis, îl vedeam pe Nebelea, îl vedeam pe Molnar, îl vedeam pe Vasile Tătar, îl vedeam pe Pişti Balint, deci poate îmi scapă unii. Deci niște jucători imenși. Mi-a spus o întrebare. Deci pe ambele le iubesc și ambele echipe le consider valoroase. Mulțumesc! Am înțeles, dacă am înțeles bine, că în momentul de față aveți 7 jucători. Pentru a vă atinge obiectivul, de unde veți lua alți jucători? Veți importa, veți cumpăra, cum se practică în fotbal, este foarte important. Aici e rolul. Și când se va întâmpla lucrul ăsta? Da, să vă răspund eu. Nu, Hunedoara în momentul ăsta nu este în postura în care să-și poată permite să achiziționeze jucătorii pe sume de bani. Este exclus lucrul acesta. Vor veni doar jucători liberi, dar asta e rolul nostru. De asta am venit aici, pentru că avem know-how necesar pentru a putea identifica
acei jucători pe care și pentru a-i aduce pe sumele care să se încadreze în bugetul clubului. Vreau să spun că nu este un buget mare, avem expertiza necesară pentru a putea, nu știu dacă sunteți la curent cu tot ce am realizat noi în ultimii ani în fotbal românesc, probabil că nu, dar am realizat în România, în străinătate. Și uite, primul exemplu e Sergio Arnautu, care a fost dorit de alte echipe de nivel superior, care n-au putut să-l aducă oferindu-i bani mai mulți decât i-a oferit Hunedoara. Ăsta e un prim aspect. Cam asta se va întâmpla și cu ceilalți jucători, pentru că avem puterea să convingem jucători foarte buni care să se încadreze într-un buget relativ mic, așa cum are Hunedoara în momentul acesta. Așa mai pe românește, avem 7. Rolul este să mai aducă 14. Aveți pe un lot de 21 și există o listă, da. Nume, așa, în premieră, să vedem și noi să auzim. Da, nu sunt adeptul prezentării jucătorilor înainte de a semna oficial. Nu este nici etic și nici moral și nici corect. Și îi vom prezenta pe măsură ce vor semna cu echipa din Hunedoara. Adi, și dacă va fi nevoie, uite aici, joacă și Bogdan, joacă și... Dacă fi nevoie, apelăm și la Baestru, la care problemă. Important este să avem echipă. Ar avea municipiul Hunedoara. Nu, pentru că trebuie să ne gândim și la asta și să spunem oamenilor. Dacă acest proiect se va finaliza în modul pe care dumneavoastră vi-l dorim. În primul rând, fotbalul este un fenomen social și de cele mai multe ori subvenționat de către unitățile administrativ-teritoriale, dar în spatele performanțelor nu foarte mari, pentru că nu vorbim de o participare în Liga Campionilor, vorbim totuși de accederea al unul secund, stă acest centru de copii și juniori. Centrul de copii și juniori își propune să atingă o cifră de 200 de copii care vor face sport. E bine, noi subvenționăm din bugetul local această activitate. Și prin echipa mare trebuie să aibă și ei niște mici idoli. Nu poți să te zbați la infinit tu oraș, cel mai mare oraș din județul Hunedoara și să joci în Liga a patra sau chiar a treia. Nu că am ceva cu aceste două ligi, că sunt inferioare, dar totuși un oraș de mărimea noastră poate susține o echipă în Liga secundă și poate crea niște modele și pentru copii și până la urmă, de ce nu? Poate fi într-adevăr și un factor financiar, pentru că în momentul în care accesezi în Liga a doua, vezi cum faceți dumneavoastră la televiziuni, vin drepturile de televiziune. Nu sume mari, dar completează bugetul. Când îți propui să construiești un stadion, întrebarea noastră se mulează perfect și pe asta. De ce ți-ai propune să construiești un stadion nou la Hunedoara dacă tu vii cu o echipă de Liga a treia, nici măcar de Liga a doua? Și atunci pot completa răspunsul meu, putem construi un stadion la Hunedoara și puține orașe din România un stadion nou în momentul de față, cu excepția Bucureștiului, unde toată lumea construiește doar în București, și totodată putem să avem și o echipă de Liga a doua care să dea un imbold mișcării sportive, că nu neapărat fotbalistice, mișcării sportive din Hunedoara. Să nu uitați, clubul nostru are și o secție de box. În momentul de față, secția de box a dat primul participant la Olimpiadă, pe Cosmin, pe Gârleanu, l-a luat Dinamo. E adevărat, e alt nivel, nu puteai să-l ții cu forța, dar fratele lui, care se află acum la campionatul european, va semna iarăși cu clubul nostru. Sunt eu un antrenor și trei sportivi, printre care este și o fată. Dar tot la fel aș putea să fiu întrebat, de ce dați banii la box? Dom'le, statul român trebuie să susțină financiar sportul. Statul român trebuie să susțină financiar cultura. Sportul și cultura nu aduc bani neapărat în buget, că asta nu aduce bani în buget. Dar am fi ipocrit dacă am spune nu interesează decât partea financiară. Și v-am spus de foarte multe ori în emisiunile de campanie și la dumneavoastră, și la Antenă și la 1 TV. M-a impresionat foarte mult și am vorbit despre un film american cu o echipă de baseball care pleacă de jos și ajunge la o performanță, aceea de a câștiga campionatul național, Brad Pitt era antrenor, și în care la ultimul meci, în tribună, a coborât un meș imens în urma seriilor de victorii ale echipei pe care scria și cred că nu o să mai pierde niciodată. Și am promis atunci și în campanie, din punctul meu de vedere, nu vreau ca Hunedoara să mai pierdă niciodată. Nu să piardă un meci de fotbal. Nu să piardă... nu știu ce proiect.
să piardă acea mândrie de a putea să facem și noi ce face Timișoara, ce face Clujul, ce face Sibiu, ce face Alba, să ne dezvoltăm și să ne dezvoltăm și prin sport. Copii aveți la centru de... În momentul de față, să știți că avem peste 200 de copii, în jur la 220 de copii, fiindcă... Construcția acestui stadion e imperios. Da, au venit să știi, în ultimul timp, avem grupe foarte puternice, avem grupe compacte și încă continuă să vină la club mulți copii. Acest centru de copii, ca o atracție, de ce nu până la urmă, ca un mod a copiilor de a-și petrece timpul liber, sănătos, poate constitui o viitoare pepinieră pentru ceea ce vă propuneți și dumneavoastră? I-ați văzut pe copii jucând? Ați remarcat ceva pe acolo? Da, cu siguranță poate constitui. Până la urmă, centru de copii și juniori reprezintă viitorul. Nu i-am văzut, pentru că nu aveam când să facem lucrul acesta. Discuțiile s-au concretizat de-abia zilele acestea. Echipa este în vacanță, deci nu aveam când să-i observăm. Dar am cerut o listă în sensul ăsta dirigătorilor clubului, celor care se ocupă de destinele centrului de copii și juniori, cu cei mai buni tineri jucători pe care clubul i-are în acest moment. Ei chiar vor veni la pregătire cu prima echipă, urmând ca Max să facă o evaluare completă a fiecăruia în parte și în măsura în care vor corespunde din punct de vedere sportiv, vor rămâne în anticamera primei echipe. E clar că ne axăm. Hunedoara a reprezentat mereu un bazin important de talente și vrem cumva să reluăm vechile obiceiuri. Chiar vorbeam cu Maxim ieri. Există o statistică, în ultimii 50 de ani în fotbal românesc, Hunedoara și Craiova au dat cei mai mulți jucători către fotbalul mare. Deci ar trebui să ne mândrim cu lucrul ăsta și ar trebui să repunem pe tapet tot ceea ce s-a întâmplat în trecut. E clar că astăzi e primul punct de pornire în sensul acesta, iar eu personal sunt convins că împreună vom face performanță. Există transparență, cred că prezența domnului Remus Vlad, a lui Ioan Andone în Consiliul de Administrație, a domnului primar care girează acest proiect, a noastră din punct de vedere sportiv, reprezintă suficiente argumente care să ne confere dreptul să credem în acest proiect. Bun. O ultima întrebare pentru domnul primar, dacă îmi permiteți, domnul primar. Știu că la un moment dat, Mânia Municipiului Hunedoara organiza o gala a premierii sportivilor din oraș, din mici fiind, care de ramura sportivă, contau rezultatele obținute. Vreau să știu dacă anul acesta veți mai face acest lucru. Un aspect lăudabil în condițiile în care alte administrații publice locale nu prea fac. Și anul acesta vom face acest lucru și pe lângă premierea sportivilor continuă și gala de excelență. De zilele Hunedoarei vor fi premiați cel mai bun profesor, cel mai bun medic, cel mai bun polițist, cel mai bun pompier, cel mai bun funcționar public. Întotdeauna gestul de a mulțumi cuiva care a avut rezultate notabile sau a făcut ceva important pentru municipiul Hunedoara este un gest minim. Oamenii aceia sunt importanți. Eu am spus-o, eu și administrația locală nu suntem importanți. Ei sunt importanți aici și eu vă spun cu mâna pe inimă, sunt foarte mândru că am reușit, sunt foarte mândru de mine că am reușit să vă aduc pe dumneavoastră pentru o jumătate de oră din reședința de județ ați venit. Sunteți din Hunedoara, să participați la o conferință de presă despre fotbalul care își propune să ajungă în Liga a doua, nu în Liga Campionilor. Am vrut să le arăt și lor cât de important a devenit Hunedoara și că dumneavoastră puteți să emiteți aceste informații mult mai repede către cetățeanul din Hunedoara decât aș face eu, pentru că limitat nu pot să-i adun pe toți pe stadion să spun ce vrem să facem și cu clubul de fotbal. Dacă va răpi prea mult timp, ne-am propus 40 de minute, am depășit 45 de minute. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc. Și când candidați la DEVA? Poftim? Când candidezi la DEVA? Dar e voie să schimba ceva, că a venit tare și vom face alte DEVA comune. Săptămâna viitoare, primarul de la DEVA anunță că echipa pe care o are va merge, promovează Liga I, că n-a acum politicienii. Da, se face conferință de presă pe tema asta? A, serios? Da, este asigurat că unde sunt unde sunt secunde acolo. Să se facă. Da, da, da. Vamos.